Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici o ofertă în shop. Este vorba despre un free box pe care îl vom deschide chiar acum. Avem 17 gold, avem Bull și B. Și mai avem un Brawl Pass aici, un reward, e vorba de 10 gemuri. Bun. Hai să vedem ce quest-uri avem pentru astăzi. Trebuie să dăm... să facem heal de 30.000 de puncte pentru Poco și să câștigăm 3 meciuri cu Rosa. Ok, hai să începem cu meciurile cu Rosa, pentru că, după cum știți, este unul din brawlerii mei preferați și îmi place foarte mult să joc cu ea. O să începem cu... un event nou care începe într-o zi și 21 de ore, Championship Challenge. Get ready for 50 wins Champions Challenge, play with friend, news looking for team. Destul de interesant. Băi, cu siguranță o să facem episod cu acest challenge, dar până atunci hai să vedem cum ne descurcăm cu Rosa. Hai să începem cu un solo. Da, meciurile la solo sunt preferatele mele, pentru că acolo depinzi doar de abilitățile tale de joc. Ok, hai să vedem. Începem și lutăm. Vă spun mereu, cel mai important este să lutezi cutiile astea la început, să crești practic, după care poți să te lupți cu oricine. Și eu de multe ori îi las să se bată între ei, după care mă duc și atac. Dai, uite aici. Ok. Da, trebuie să încercăm să ne și protejăm. Hai, prietene, vino aici, prietene. Bun. Ok. Și am strâns deja 7 energy. Avem aproape 9.000 la viață. Putem să-l batem pe ăsta mic. O, și ne mai luăm o energie. Și hai să vedem cine a mai rămas. Ok, și luăm locul 1 cu Rosa în acest prim match. A fost destul de ușor, recunosc. Hai să jucăm din nou. Tot un solo. Ne-am descurcat destul de bine. Oh, suntem foarte departe de centru hărții. Începem cu acest box. Și vedem că aici mai sunt două. Sper să nu fie nimeni să ne pândească în tufișuri. A fugit. A intrat în zona de heal. Avem cont aici. Să așteptăm un pic, stăm un pic la... Holy fuck! Cum ne-a învins acolo? Nu vine să cred. Aveam impresia că avem mai multă viață și că nu erau șanse să ne învingă. Ok, bun. Hai să dăm și un duo. Bun.
jucăm cu Nita. Avem o partener aici, lăsăm pe el să ia energy-ul. Și luptăm aici la greu cutiile. Vedem cât de mult am crescut acolo. Și ce bine a jucat tipul acesta. Și ne-a bătut acolo Sherry. Fugi. Sper că va rămâne în viață. Nu? Vezi că e Sherry în... Da. Și-a pierdut. Da. Am luat totuși locul 3. Dar nu primim punctul de victorie pentru quest. Și hai să mai încercăm o dată. Băi, tipul a jucat super bine, doar că a greșit acolo că nu mă aștepta să revin și eu în joc. Aia a fost greșeala. Bun, am luat un energy. Să mai căutăm o... E bine că nu e nimeni aici. Wow! Și avem o șansă extraordinară să luăm aceste boxuri. Aici, da, era tot o roza. Păi, și s-au pus pe noi. Hai, prietene. Și între timp s-a spanat cu echipierul lui. E o grămadă care stau ascunși în aceste tufișuri. Ok, și ne-a părăsit teammate-ul. Hai să-l așteptăm. În 3 secunde va reveni și el. Nu. Nu cred. Am ieșit pe locul 2. Mă apăsasem acolo acel... cum se numește? Protecția aceea care se activa. Oricum, suntem cu considerații învingători și avem... Suntem aproape de finalul obiectivului. Hai să mai încercăm un match în Bounty. Să vedem cum ne descurcăm aici. Am câștigat de câteva ori modul ăsta de joc. E tare aici că practic numărul ăsta de stele în funcție de ce adversar mor. Dacă un adversar care are, nu știu, să zicem 3 stele câștigate și îl omori, tu îi primești stelele lui. Fugi el primo. Oh, nu cred că ne-a omorât acolo.
deși aveam o protecție activată. Bun. Și suntem într-un mic avantaj momentan. Fugi. Hai, frate, nu cred. Am atins din greșeală butonul de... Bun, și avem 30 de star points. Am activat protecția acolo. Bun. Da, și vedeți cum se întoarce scorul, pentru că am pierdut acolo. Opa, fugi. Bun, și obținem ușor la limit, așa, victoria. Suntem și star player din match. Și cred că ne-am finalizat misiunea cu Rosa. Hai să vedem ce primim. Da, nu, mai avem nevoie de multe tokenuri până la următorul reward. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!